Recoltele vor avea de suferit. O strigă de zile bune a agricultorii care se simt neputincioși în fața secetei. Lipsa ploilor le-a compromis culturile de primăvară. Acum nu le-a mai rămas decât să aștepte ajutorul statului. Făceam o recoltă cât de cât bună. Dar în condițiile acestea, uitați și dumneavoastră, totul e uscat. Uscat. Este problema resimțită de toți fermierii din sud-estul țării. În județul Galați, recoltele de grâu, orz și ovăz sunt uscate din cauza secetei. Din păcate, culturile de toamnă se vor întoarce. Cele de primăvară au șanse destul de mici de a reuși dacă nu vor fi precipitații. În primul rând, apa nu este în sol deloc. Și așteptăm și noi să plouă, că stăm la mila Domnului. Sud-estul României este una din zonele cele mai grav afectate de secetă. În lunile ianuarie, februarie și martie, precipitațiile care au căzut nu au depășit 30 de litri pe metru pătrat. Conducerea Direcției Agricole Județene Galați a evaluat situația și a constatat că mai mult de 3 sferturi din culturi sunt compromise. În județul Galați, în ceea ce privește seceta pedologică, dacă vorbim de culturile agricole, este o situație dezastruoasă. Situația este aceeași și în județele vecine. În Brăila, autoritățile au început deja evaluarea pierderilor. Vreau să avem o evaluare cât mai corectă și cât mai rapidă a pagubelor produse de secetă, astfel încât la momentul la care, la nivelul Ministerului Agriculturii, se va lua o decizie cu privire la formele de sprijin pe care le va acorda guvernul, să fim pregătiți, să avem tot ce ne trebuie. Inclusiv Ministerul Agriculturii le întinde fermierilor o mână de ajutor pentru a depăși mai ușor această perioadă. Vor institui și comitetele locale de situație de urgență, unde fermierii pot solicita și notifica pentru a veni la constatarea calamităților. Acum fermierilor nu le mai rămâne decât să aștepte și să se roage pentru ploaie.